Era ora 16 și 52 de minute când un apel la 112 anunța o nouă tragedie, trasă parcă la Indigo cu cea de acum o lună de zile, când elicopterul Smurd cu 4 oameni la bord s-a prăbușit pe lacul Sudgol. De data aceasta, 3 persoane s-au aventurat pe lacul înghețat și ar fi dispărut la doar 300 de metri de mal. În numai puțin de 10 minute, o armată de pompieri, scafandri ISU, paramedici și jandarmi s-au strâns pe malul lacului care pare să fi fost blestemat. În dispeceratul medical al Serviciului de Ambulanță Județean Constanța s-a primit o solicitare de la o femeie aflată la un etaj superior al unui bloc aflat pe marginea lacului, care ar fi văzut mai multe persoane, un grup de aproximativ 3 persoane, undeva în mijlocul lacului. Persoane care, spune dânsa, nu se mai puteau mișca. Nu știm dacă aceste persoane există, dacă mai sunt acolo. Ce șanse ar avea să supraviețuiască la temperaturile care sunt acum și afară și în apă? Extrem de scăzute. E frig, da? E frig. Bine, bine. Asta este. Hai, fiți tari. Deci fii atent, o să vină elicopterul, o să survoleze lacul în zona voastră. Când vedeți elicopterul, încercați să-i semnalizați voi cu lanterne, cu ceva, cu ce aveți în barcă să vă vadă. Elicopterul, dacă cumva depistează ceva, o să oprească deasupra locului respectiv și semnalizează la rândul lui cu un proiector de la el din elicopter, da? Aceeași oră, același loc al nenorocirii, dar de data aceasta temperaturi mult mai vitrege. Chiar și așa, pompierii par destul de pregătiți să le facă față. Se aventurează pe lacul înghețat, ținând după ei o barcă gonflabilă. I-a văzut mergând pe gheață, atâta tot. Numai că la lăsarea întunericului nu i-a mai văzut. Au stat ceva timp? Au stat mai mult de oră pe gheață? Da, spune că au vehiculat stânga, dreapta, raportat la poziția noastră. De mult simplu să și căutăm ceva care ne există? Nu știu ce să vă spun. Suntem obligați să facem toate verificările. La câteva sute de metri de țărm, gheața se transformă în patinoar. Nimeni nu știe cât de gros este stratul de gheață. Salvatorii se leagă cu frânghii și se apropie de margine cu o lanternă. Din aer, elicopterele survolează zona fără încetare. Da. Dar care este motivul ăsta? Se retrage? No, se duce să realimenteze. Ălaltul vine în baza nautică. Stă în stand-by. Când ăsta pleacă la Cogălnicianu să realimenteze, decorează celălalt, că îi țin legătura telefonic. Ce se vede? Au zărit ceva? Nu, caută, că dacă ar zări, imediat ar spune. Mai bine de 3 ore au căutat autoritățile pe cei care se presupunea că ar fi căzut în lacul Sudgol. Nici scafandrii și nici pompierii nu au găsit nimic suspect. La puțin după ora 20 și 30 de minute, un apel la poliție avea să schimbe toate datele problemei. Operațiunea a fost sistată pentru că cei 3 indivizi erau de fapt teferi și nevătămați. Spectatul județean de poliție Constanța ne-a comunicat faptul că au depistat număr de 3 persoane care au fost pe acest lac în spate, probabil la pescuit, și care au confirmat faptul că atunci când a văzut forțele noastre de intervenție cu girofari și cu sirene venind pe lac, s-au speriat și au fugit. Cei 3 sunt din localitatea Ovidiu, iar în cele din urmă au ajuns la poliție, unde au dat mai multe declarații. La acest moment, colegii mei audiază persoanele în cauză pentru clarificarea tuturor aspectelor. Tot aceștia au precizat că nu au mai văzut alte persoane pe lac, unul dintre ei declarând că a văzut când se efectuau căutări, nerealizând că ei sunt cei căutați. Polițiștii au deschis o anchetă în acest caz. Rămâne de văzut dacă cei 3 bărbați vor fi trași la răspundere și puși să plătească despăgubiri pentru că au pus pe jar un oraș întreg.